ce ne jucăm noi astăzi, dragilor? Spune și voi. Alea sunt pentru tenis. Asta facem, de tenis facem aici. Un tenis 1-1. Asta e bun de TikTok. Cei mai multe persoane care comandă grătare de la noi construiesc o casă grătarului nostru. Și pentru noi, da, îți dai seama că e o mare, mare chestie. Asta e Casa Dragomir. Casa Dragomir. Da. Hai că și astăzi avem de făcut un vlog. Dragilor, astăzi suntem la Făgăraș. Ca și cum e normal la grătar să... Aoleu, am luat două mănuși partea stângă. Trebuie să le schimb, să nu mă înjure proprietarul. Nu mai trag o dublă, mai iau altă mănușă din portbagaj, că mai am, trebuie să mai merg la cineva. Scuzați deranjul din mașină. Haideți să-l cunoaștem pe Marius, un tip care are o poveste extraordinară, un tip care are ce să ne povestească. Ia uite, le-a pregătit acolo pe remorcă, vin să-l iau la plimbare. Salut, Marius! Vă salut! Bine, te regăsesc! Bine, m-am găsit. Ce faci la remorca asta aici? Ce... Pleci undeva sau de-abia ai venit? Nu, asta e pentru Bălăceală. A, și din când în când așa o mutăm prin curte, mă. O plimbăm unde avem nevoie. Sau e de închiriat. No, pentru noi. Deci pentru voi, da? Nu mi-ai pus niciun gând rău, da? Nu, nu, nu. Am crezut că vrei să mă vezi dezbrăcat. Nu permite timpul, că făceam și o baie, dacă permite. Marius, dragilor, are o poveste extraordinară. E un tip care a fost... Câți ani ai fost plecat din țară? Sau încă mai ești? 25 de ani. 25 de ani și după 25 de ani ești hotărât sau... Aproape să mă întorc. Aproape, nu? Așa. Așa. Ce te aduce aici? Ce te face ca să spui că aproape? Încă... Mai am un pic și vreau să revin la anul de tot. De-aia vreau să fac aici niște căbănuțe, să am o mică afacere. Uhum. Observ aici că ai ceva teren. De ce suprafață are? 2500 de metri. 2500 de metri și ce vrei practic să faci? Văd acolo căsuță tip A. Sunt trei căsuțe tip A. Așa. Cu două apartamente și un foișor pentru toată lumea, cu grătarul domnului Dragomir, pe care o să-l vedeți în continuare, dacă stați și urmăriți până la final. Până la final. Dar noi o să mergem aici, o să Marius a zis încă că suntem în lucrări, da, nu e gata, mai durează câteva luni, da. Tocmai asta. Deci primele 25 de minute, ca să nu vă așteptați la prea multe, eu împreună cu Marius o să mutăm pietre, da, o să lucrăm, o să așa mai facem pe aici. Tot s-a oprit ploaia, acum putem să văd că betoniera e pregătită acolo, mă bași la lopată. Uite, apropo de lopată, am venit și cu o lopată. Asta e bună și la betoniera, e bună și la pizza. Așa, și ca să lucrezi protejat, ți-aduc niște mănuși termorezistente. Așa, ca să... chiar aveam nevoie. Păi trebuie să nu se frigă clientul nostru, de data asta prietenul nostru. Dacă știți mai nou, s-a stabilit că centrul țării este exact în Făgăraș. În Făgăraș, nu? Da. Suntem chiar în centrul țării, zonă de munte, zonă de deal. Ce vrei mai mult de atât? E o depresiune aici, nu? Da. Deci văd că e un platou așa, destul de drept. Și ți-ai ales locul perfect aici, din câte văd eu. Cei care vor veni la tine ca să petreacă timp de calitate aici, în mod sigur. Să aibă liniște, aer curat, da. Asta e important. Și un grătar, o piscină, urmează piscina aici, urmează saună, urmează mai multe, da? Uh-huh. Peste câteva luni sunt gata. De-abia aștept să revin, să văd activitatea. Finalul, da. Știu că ai o experiență deosebită, adică mi-am dat seama după modul cum ai pus problema la grătar. Am înțeles că lucrezi tot în domeniul construcțiilor. Da, tot în construcții. Uh-huh. În Italia, în Italia, în nu? În Italia, la Roma, da. Așa? Și acolo ce obiect de activitate ai în construcții? Le facem clădiri de la zero. Amenajări? Da, tot complet. Da. E... Sper să vii și cu chestii de acolo, să le import, să ne aduci și nouă aerul. Ceva mai aerolo de acolo, mai facem și aici. Ce am învățat acolo, punem în practică aici, în România. Hai să nu mai lungim. Hai să, că oamenii sunt curioși ca să vadă grătarul, că e un, vedeți că în fundal, așa se vede, e un perete destul de lung. Așa, deci foișorul ăsta cât are total? 15 metri. 15 metri pe? 9. Pe 9, destul de generos.
haideți să vedem, că văd că ai luat mobilier acolo, da, sunt o grămadă de... Încet, încet am amenajat ceva. Așa. Astea se deschid? Da, toate. Se deschid toate, deci avem aer. Intrări de pe toate părțile. Așa. Salut, băieți. Uite, s-a pus lumea la treabă aici. Da, prietenii mei. Am pregătit o gustărică. Ciprian. Joie, Gigi, pare bine. Mamă, dar ce, cu ce ne jucăm noi astăzi? Cu ce ne jucăm noi astăzi, dragilor? Spuneți și voi. Alea sunt pentru tenis. Asta, azi, de tenis facem un, aici. Un tenis 1-1. Asta e bun de TikTok. Hai să le punem la loc. O să facem și un TikTok cu ele, că n-a, că-s de mare inspirație. Aici, deci ce ai făcut? O baie. Hai să vedem și baia. Se poate intra? Da, sau da, da, da. E vreo... Nu e nimeni? Nu? Nu e nimeni. Hai să mergem în inspecție, să vedem. Și cum arată baia. Uite, lumină arhitecturală, așa de ambianță. Și fii atent aici, Leo ăsta, cum stă. Uite-te la el. Ce tare. Asta e piesa cea mai grea de aici. Da, asta e... Da. Nu, la toți le plac. Da, e mare inspirație. Ai vreun mesaj motivațional pe înăuntru, pe acolo mi-a trecut sau cum se trece la baie de obicei? Asta soția i-a plăcut, l-a pus aici. A, e de efect. Aici tot, sau e de fel, ești bărbat? E da? La fel. Foarte frumos. Relaxant. Tot să ai un spațiu de ăsta de relaxare. Mie îmi place că din ce în ce mai multe persoane care comandă grătare de la noi, practic construiesc o casă grătarului nostru. Și pentru noi, îți dai seama că e o mare, mare chestie. Asta e Casa Dragomir. Casa Dragomir. Câți metri are casa asta? Are grătar. Total, are cam... Nu, grătar. Grătarul? Grătarul, da. Cât e de lung? Cât e 10 metri de lung. De 10 metri... Până în frigider? Cât e grătarul? 10 metri. Aha, da. Și aici ne-am întins noi cu tot felul de funcționalități, că toată lumea spune că de ce le faceți așa mari? De ce l-ai făcut așa mari? Păi trebuiesc toate. Trebuie o masă de lucru, sobă țărănească. Când lucrez la plită aici? Aici la ceaun, ghiuvetă indispensabil. Ghiuvetă, uitați-vă și voi aici, ghiuvetă, cât are asta? 1,20 m, 1,30 m, cât are? 1,20 m. Generoasă, cu tot ce îi trebuie, nu? Spațiu de depozitare. Uite ce e. Și o plită, deci ți-am pus o plită, ai observat că ți-am făcut-o cea mai generoasă. Direct proporțională cu construcția noastră. Păi nu putea să fie o plită foarte bine. Așa. Ai probat-o? Am probat odată, astăzi nu am aprins-o, dar am făcut deja ceaunul e afară. E afară, nu? A ieșit la fix. Și ai băgat ceva la ceaun sau doar așa la ei? El e meserașul cu ceaunul. Nu e DJ-ul? La ceaune, el e. A ieșit cel mai bun. Da? Ce ați băgat? Numai de vită, vită și porc. Multă ceapă, ardei, legume. Deci a fost, s-o bătul mea pe ceaunul. Dă-mi închipui. S-a terminat imediat. Hai mai departe să vedem. Deci la cuptor ai apucat să faci ceva? Numai asta nu am încă apucat să-l aprindem, că nu avem încă pițetar și... Ce, trebuie meseria? Ne trebuie meseria să facem aluatul. Păi adu unul din L-am Italia. L-am făcut depozit. Din Italia n-ai găsit niciunul. O să... Să organizăm, nu am avut încă timp. Timpul a fost scurt. Ne-am dedicat mai mult la grătar, că aici suntem mai practici. Așa, nu știu dacă ți-am explicat, la partea de cuptor, prima dată, deci ca și rodaj, da? E destul de mare izolația asta cu nisip, cu vată, cu foarte multe chestii deasupra, care fac să țină temperatura în interiorul cuptorului, da? Da. La început, cuptor, orice cuptor de genul ăsta scoate fum, un fum negru datorită faptului că există umezeală în interior. Și ca să nu se stingă, deci dacă bagi lemne, bagi ce bagi acolo, îți dai seama că dacă dă de umezeală, are tendința să, stingă, n-are să se înăbușe. Da. Ei, și noi atunci lăsăm deschis asta, avem și aici reglaj de aer, se poate, dar cel mai bine lăsăm între deschis și aici, și aici, astfel încât să se facă un curent de aer, da. Curent care și în cazul unui șemineu este bine să se respecte aceeași regulă, da? Să, în momentul în care se pornește focul,
inițial sticla este rece, da? Și are tendința să condenseze foarte rapid. Ca să nu se lipească pe geam pelicula aia de negreală, cel mai simplu ar fi să lași deschis așa ca aerul să se ventileze, aerul cald, și să perieze practic geamul și să nu se depună, da? Încet încet, la 2-3 focuri, apa se elimină din cărămidă, din cuptorul ăla, din ce e făcut el acolo, din betoane și silico, ce mai bagă meșterul acolo când îl toarnă. Iar la urmă, după 2-3 focuri, când nu se mai elimină fumul la negru, atunci pizza iese de calitate. Da, trebuie să ai puțină răbdare. 2-3 focuri, okay. Asta e. Da. Aici, tot așa, ai vrut peste tot uși să-i punem, nu? E da, aici o să băgăm lemne mai mult. E spațiu ca lumea de depozitare. Spațiu pentru lemne. Astăzi aveam un tip cu care stăteam de vorbă și tot așa dorea un grătar, să-i construiesc un grătar. Și mi-a zis că, domnule, că ce atâtea spații de depozitare, că tot vă lăudați cu cele spații de depozitare. Păi zic, dacă rezultă, de sub cuptor, păi rezultă. Sub trebuie făcute. Dacă beneficiarul nu vrea să-și bage frigider, mașină de spălat vase, alte chestii adiționale, noi îi punem pur și simplu uși sau lăsăm pentru diverse lucruri la vedere. Da? Că dânsul îmi spunea că să-i fac cuptorul, că dacă tot avem spațiu de depozitare de sub grătar, ce nu-i facem un cuptor acolo? Păi zic, păi imaginează-ți cum ar fi să stai pe burtă aici, da, să faci. Și să stai să faci pizza așa, cum ar fi să faci pizza în halul ăsta, da? Păi nu, e chiar așa. Păi. Deci voi cei care vreți ca să faceți la cuptor de desubt, uite așa, stați ca Dragomir și băgați pizza, scoateți pizza, dacă mai aveți și un câine, mai aveți și un câine. Băga sau și un câine. Nu. Da, acolo să fie cotlonul lui. Baga, da, că se bagă. Dar faza e că dacă mai bate și vânt, îți dai seama că tot părul ăla care se adună pe acolo, pentru că câinele mai se scutură, se bagă în pizza aia acolo, da? Are un gust deosebit. Și la toți vă spun, deci cei care vreți ca să vă faceți cuptoare sub grătar, o singură dată vă trebuie să faceți o singură dată la acel cuptor, după care v-ați liniștit și acel spațiu de depozitare nu e decât un spațiu de depozitare pentru cenușă, păr, paianjen și alții gândaci. Corect? Corect. Așa că cel mai bine ar fi să faceți voi cum a făcut Marius, să vă întindeți pe 10 metri, nu? 10 metri unde cred că ar mai fi încăput, nu? Ar mai fi mers și mai încolo. Ar mergea, dar după aceea mai intra frigiderul. Nu mai intra și frigider. Fără frigider. Aici este grătarul. Vedeți că l-am făcut frumos cu inox, cu granit în față, cum a vrut boierul. Cu motor. Are și cel motor. Cel mai important. Da. Sus, jos. Are și motoare. Ce să mai... Are și... Rotisor. Și rotisorul e mascat acolo, ți l-am băgat în perete ca să nu mai zică haterii. Dacă lumea toată vorbea că afară e urât, afară e urât. Păi e urât, dar nu toată lumea. Marius are 10 metri la dispoziție. Nu orice om are 10 metri, nu? Fiecare cât are. Când avem un spațiu de 5 metri și când îmi spune beneficiarul că vrea și aragaz, și chiuvetă. De exemplu, când îți pui aragaz chiuvetă într-un plac, ăsta e aici avem masă de lucru. Mai mult decât decentă. Aici tot de să faci o aproape pizza. 2 metri. Păi e, să faci, mai ales când faci pizza. Aici îți trebuie să lucri. Îți trebuie spațiu. Pentru ingrediente, pentru cocă, să o iei, să o formezi. Îți trebuie spațiu, da? Și oricât de mare ar fi spațiu, chiar și tot așa, nu ajunge. Tot se mai putea. Ca să vezi, când faci o pizza, o să vezi că ai foarte multe castronele cu ingrediente, da? Mai e și făina, aluatul, depinde acum cu, na, că mă aștept la cât, deci 25 de ani de Italia, am închipui că o să iasă o pizza aici profesională și îți trebuie spațiu să te desfășori, nu? Normal. Deja îmi plouă în gură, mă gândesc ce perversiuni culinare vei face la cuptorul nostru. Asta e pe gaz, e pe gaz, nu? Da, asta l-am pus pe gaz. Așa. Îmi trebuie ceva rapid, o cafeluță, ceva rapid. Uh-huh. Ai și cuptor așa. Cuptor, dacă mai e să bați ceva, îl avem aici dacă trebuie. Foarte frumos ai amenajat aici. E o plăcere ca să stai la un șpriț.
masă generoasă. Asta e pentru prietenii tăi sau pentru... Pentru o parte. O parte, nu? Intră toți. A, mai e și o... Aia e de rezervă. Mai am și încă una. Am înțeles. Acolo stau cei care... din staff. Da, nu? Stafful. Stafful stă acolo. Uitați că stafful deja se vede în fundal. E în pregătire lucrează. Acolo staff. Așa? La ce lucrați? O să folosesc mănușile. Așa? Da. Să vedem dacă rezistă la temperatură. Pentru ce veți folosi mănușile alea? Lucrați cu mâinile curate, nu? Deci avem Tomahawk, ce avem azi în program? Avem Fiorentina. Așa. Și vrăbioară de vită. Aia așa, de desert. Aia pe lângă. Azi mergem numai pe vită. Mergem pe vită, nu? Da. La ceas de seară merge o... Dacă tot am aprins focul, facem și o vită. Grătarul ăsta e un frate a modelului Hermes, nu? Păi nu știu ce nume să-i dăm, așa, așa a plecat. De la ăla am plecat. Poșeta Hermes. Poșeta Hermes, toată lumea o să întrebe. Deci 99%. Cât costă? Cât costă, da. Ăsta o să coste cât o poșetă Hermes de ultimul model. Ultimul model, nu? Marius, dragilor, e genul de client care comandă. Să căutați ultimul model de poșetă Hermes. Da, Marius, ca să înțelegeți genul nostru de client cu care ne înțelegem și batem palma. Care, practic, nu mi-a trimis vreun mesaj să întrebe cât costă. Marius e omul care... Ce m-a întrebat prima dată? Când puteți veni. Când putem veni, nu? După care, care au fost următoarele întrebări? Sau următoarea interacțiune? Timpul, când, cât costă, ai întrebat și drumul costă, la treabă. Da, că de obicei, noi până la ajunge la cât costă, da? Eu personal întreb, ce suprafață aveți? A spus, vreau grătarul Hermes. Așa, îmbunătățit. Da, cu mici modificări, cu mici, cu vreo 2 metri mai un pic mai lung de original. Original era pe la 1,40 m. 1,40 m, noi l-am mai, am mai lungit un pic. Puțin. Că, na, aveam spațiu. Că tot e spațiu. Inițial aici nu era nimic decât o platformă. Când am venit noi, da, era o platformă betonată. Da. Și mi-ai zis tu că vei avea în spate acolo o zonă, o anexă pentru baie. Da. Și ce o mai fi. Și m-ai rugat dacă poți să-ți mai las loc și de un frigider. Eu, na, m-am conformat, l-am lăsat acolo, puteam să-i băgăm și acolo vreo 5 tone de cărămidă, să-l îmbrăcăm și pe ăla, să-l mascăm. Da, băgam și frigiderul în cărămidă. Băgam și pe ăla, că eram dispuși. Ca și îmbunătățiri, deci ce îmbunătățiri poți să-mi spui că i-am făcut modelului tău? Ce i-am adăugat? Cred că ceva polițe în plus, i-am pus lumini care... Cel vechi nu le are, asta toate e. Luminile. Așa, de la punctuale, așa. Pareți, LED-uri arhitecturale. Modelul vechi Hermes nu are, ăsta e modelul nou. Așa, modelul, cum să-i spunem? Marius, parcă e prea simplu, trebuie să-i dăm tot o denumire mai. Nu, trebuie să ținem tot legătura cu Hermes, că dacă nu, lumea pierde firul. Așa. Hermes modelul nou, ultimul model Hermes. Hermes de Făgăraș. Hermes de Făgăraș. Da. Modificat. Da. Adevărul e că Marius, deci, cu luminile astea arhitecturale așa, chiar i-a dat o chestie deosebită acestui model. Păi când o să vină toate sticlele cu de toate, ce ne place nouă, altcumva e arătat. Da, o să fie un perete special așa, un fundal deosebit. Astea se sting toate sau cum le-ai făcut? Cum le-ai Da, da. Le-am făcut din un buton să nu... A, am înțeles. Ia uite ce trosnește focul. Ai făcut test la grătar? Funcționează? Cum e? Noi am făcut. Ia-ți Noi băgat? Am făcut. Văd că trage. Văd că ai și mănuși aici. Vreți să facem proba? Ia să văd. Să vină doctorul. Ia uite ce frumos. Da, tu te-ai pregătit, chiar dacă... Eu bag mâna în foc. Asta e termică sau e doar? Da, e termic. Ia să vedem. Face treabă? Ai dat drumul la ventilatorul ăla care spunea lumea? Ventilatorul ăla. Ia. Așa își face de cap.
ventilatorul nostru. Cum trage? O să auziți în fundal un ventilator, că eu de obicei bag un ventilator în fundal să se audă. Opresc motorul? Da. Opresc motorul? Da. Gata? Așa, gata. Perfect. Cam așa trage ventilatorul nostru. Singura problemă e că de multe ori ne trage și carnea de pe grătar. Aici e problema. Trage prea bine. Trebuie să găsim o soluție. Păi nu știu, trebuie să găsim o soluție. Deci cred că trebuie să mișorăm hornul, să nu ne mai tragă, păi ne trage carnea de grătar. Păi nu e normal. Eu sunt inginer și am un defect profesional. Știi, trebuie să găsesc soluții și la asta. Trebuie să găsim o soluție. Și cred că o să trebuiască să luăm alt ventilator care să bage de sus carnea înapoi. Să dea carnea înapoi. Exact. Să lase fumul, să dea carnea înapoi. Da. Păi ce să zic, noi ne-am cam încins. Ne-am întins la glumă, cred că trebuie să ne apucăm și de un șpriț de ceva. Păi, că... cred că e timp. Da, că cu brad și cu destea ne jucăm. Hai să trecem și la lucruri serioase. Să trecem la treabă. Păi, nu se poate așa. Stați cu noi și vedeți ce perversiuni culinare băgăm astăzi. O să vorbești în franceză pentru grătarul. Bonjour, ça va, ça va? Ça va, très bien, merci, et vous? Atât, am închis. Nous avons préparé pour aujourd'hui. What is this? Cum aveți un italian? Un italian, avem aici. Un italian, asta tu trebuie să vorbești. Aici e un francez și un italian. Bună seara, signore. Marco, Ciprian. Cipriani. Și tu ești de la Moldova. Am în devenire. Eu sunt moldovenizat. Dragilor, ca să înțelegeți, aici lumea s-a adunat, că noi am făcut, deci noi am făcut înainte o filmare, okay, înainte să veniți voi, așa, unde noi eram băieți cu minți, fără băutură, fără scandal, fără așa, dar între timp lumea a mai venit cu un dinozaur, a mai venit cu un cartof, a mai venit și doamna cu un tablou. Ați văzut tabloul de la baie, nu? Da, frumos, frumos. Frumos. O să trebuiască să ne dea și nouă, cu toată lumea, cred că o să ne întrebe urmăritorii noștri, o să ne întrebe de unde a cumpărat doamna tabloul. Păi... Așa că, dacă vreți, o să vă las... Urmăriți-ne pe canalul nostru. Vă las în comentarii numărul doamnei de telefon, unde, dacă doriți tablouri cu cel acolo, leu. Un leu, care își face treburile liniștit. Așa, în diferite poziții și ipostaze, doamna știe. Noi ne vom distra în continuare. Cum e, șef? Imediat. Ce părere ai? Foarte bună. Ai ieșit sau? Ia uite acolo, ia uite. Mă faci curios. Aici. Ia să vedem. Ia. Atențiune. Intre, maestru, în joc. Un sos. Ca la făgăraș. Un sos, ceva trebuie aici. De ulei de măsline. Un sos. O să mănânc așa mai. Un sos. Unde e sosul? Măcar. Hai sosul. Bătar, unde e sosul? Acum al ulei. Fii atent. Îi dă cu ulei acum. O să trebuiască oameni buni, să comentați. Un pic de sare. Dacă oamenii ăștia își fac de cap aici. Da. Asta e rețeta lui Gicu. Gustați acum. Ia. Dobrin, mai masticelor de vin. Ia, Gicule, ia să vedem. Sare ai pus? Da. Ai pus, da? Cum îl plătești? La metru pătrat. Câți metri pătrați de carne faci, atât ai dat. Cred că azi face, cred că o jumătate de metru pătrat. Atâta... Se descurcă bine. Da. Of, nu mai pot să respir. Noi avem treabă multă, dragilor. Eu sunt cu Marius aici și cu băieții și cu Gașca. Acum sper că v-am făcut poftă, sper că v-am provocat și pe voi, nu? Marius, ce le spui celor care ne urmăresc și care au urmărit clipul până în momentul de față? Zile ceva. Dacă vor, să facă și ei un grătar de la domnul Dragomir și să-și facă
un grătar cum ne-am făcut noi. Apelați cu cea mai mare încredere. Cel mai bun grătar din țară, grătarul Dragomir. Wow. Nu este niciun grătar mai bun ca asta. Noi îți mulțumim de recomandare, mulțumim pentru încrederea acordată, mulțumim pentru provocarea care a adus-o aici în Făgăraș, da? Ca lumea care, să zic, clipul ăsta o să rămână pe internet. Normal. Așa, și cei care doriți să vă relaxați în zona asta, Marius, încă nu știu dacă i-a dat vreun nume zonei sau cum o să găsească lumea pe asta. Încă nu. E secret, nu? O să vedem în viitor. Așa. E secret pentru că vecinii încă nu știu. Ce urmează? Noi facem tot felul de surprize, ne distrăm. Noi suntem oamenii cu surprize. Vă mulțumim, dragilor, că ne-ați urmărit astăzi. Marius, bucurie. Și bucurați-vă în continuare de ce faceți. Bucurați-vă. Voi, dragilor, dacă v-a plăcut ce ați văzut astăzi, vezi că a luat foc grătarul. Rămâneți în continuare pe canalul nostru de YouTube pentru că noi avem treabă. Pe curând!